Bun găsit, cu tremur în sportul românesc, un medaliat olimpic a fost prins dopat și CEOSR riscă o amendă de 100.000 de euro din partea CIO. Gabriel Sâncrăian, care a realizat surpriza la Rio și a câștigat bronzul la haltere, a picat controlul antidoping. Scandalul dopingului în sportul românesc pare fără sfârșit. Ultimul din lungul șir de sportivi găsiți dopați anul acesta este chiar surpriza tricolorilor de la Rio. Din concursul de haltere, Gabriel Sâncrăian, medaliat cu bronz la 85 de kilograme. Sâncrăian a fost găsit dopat zilele trecute, iar CEOSR a convocat de urgență pentru astăzi comitetul executiv. Situația este delicată pentru sportul nostru. România va pierde medalia de bronz, iar CEOSR va trebui să plătească o amendă de 100.000 de euro către CIO. În acest moment există voci din cadrul comitetului executiv al CEOSR, care cer ca amenda să nu mai fie plătită de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ci de către Federația de Haltere și de Sportivul aflat în culpă. La jocurile de la Rio au existat acuzații de dopaj la adresa halterofililor români, acuzații formulate de antrenorul lotului Germaniei, Oliver Caruso.